Eu cred că sunt așa numitele trecerile morții, unde sunt cele mai multe accidente pietonale la treceri pietonale. Deci aș vrea să văd care este cauza, de ce anume în aceste locuri sunt cele mai multe accidente și să începeți cu măsurile de prevenire anume din locurile unde sunt cele mai multe accidente. Vă rog. Domn primar, dacă de către Direcția Transport au fost instalate aceste limitatoare de viteză, în 2016 au fost înregistrate creșterile pietonale, nu au fost înregistrate limitatoare de viteză, 9 accidente rutiere, anul ăsta deja avem 11. Am avut așa cazuri când conducătorii auto au luat și au ocolit aceste limitatoare de viteză și s-au răsturnat. Sunt în definiție, totul depinde de conducătorii auto. Dimineața, în loc să meargă cu 50 de kilometri pe oră, toate 80 le au. Și la urmă vedem care e situația reală. Dacă dintre cele 11.000 de accidente rutiere mici, peste 2.000, adică este undeva la mai mult de 10% depășirea viteză, asta ceva înseamnă. Asta e problema. Da, eu sunt de acord că problema...